Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată titlurile ediției. Este a 15-a zi de război, iar miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit în Turcia la prima rundă de negocieri la nivel înalt. Discuțiile dintre cei doi oficiali nu s-au încheiat și cu o decizie de încetare a războiului. Republica Moldova va primi un ajutor de 120 de milioane de dolari pentru a gestiona criza umanitară declanșată de războiul ruso-ucrainean. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat un acord internațional care va permite fiscului schimbul automat de informații cu alte state privind conturile din străinătate. În cea de-a 15-a zi de război declanșat în Ucraina, sunt indici că trupele ruse au redus ritmul ofensiv. Armata rusă a eșuat în cucerirea unui oraș important în Ucraina, iar starea de spirit a trupelor este tot mai proastă. Mulți soldați ruși dezertează, în timp ce forțele militare ucrainene continuă să oprească ofensiva din nord-estul țării. Rezistă cu succes asaltului orașele Kharkov și Ohtyrka. Totuși, armata rusă continuă să comită în țara vecină atrocități de neimaginat. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii ce vă pot afecta emoțional. Faptul că armata rusă din Ucraina este slăbită o demonstrează inclusiv retragerea navelor de război de lângă Odessa către regiunea ocupată Crimeea. Anunțul a fost făcut de șeful centrului de presă al administrației militare regionale Odessa. Potrivit lui, invadatorii nu au acum nicio intenție să intre în Odessa. Portalul ucrainean Dumskaya.net anunță că inamicul este înconjurat în regiunile Herson, Nikolaev, Krivoi Rog și Voznesensk, iar sistemele de apărare antiaeriană ucrainene continuă să funcționeze eficient. În ultimele două zile, patru avioane Su-25 și două elicoptere inamice au fost distruse. În regiunea Brovar, armata și civilii ucraineni au distrus un tank al armatei ruse. Отак от буває, коли приходиш на українську землю. Отак от буває. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a emis un decret prin care se permite omorirea militarilor ruși pe teritoriul țării de către oricine, chiar și cu propriile arme, iar aceștia nu vor fi trași la răspundere. Un alt decret, semnat de liderul de la Kiev, prevede confiscarea tuturor proprietăților Federației Ruse, precum și proprietăți ale rezidenților acestei țări de pe teritoriul Ucrainei. În urma bombardării de aseară a maternității și a spitalului din orașul Mariupol, de către soldații ruși, 17 oameni au fost răniți. Deocamdată nu se cunoaște dacă sunt și morți. Tot în Mariupol, imagini dezolante au fost surprinse la cimitir. Zeci de civili și militari sunt îngropați într-o groapă comună. Orașul se confruntă cu o criză umanitară fără precedent. Este deconectat de la rețelele de apă și agentul termic. Ce este за страна така Російська Федерація, которая боїться больниц, боїться роддомів і уничтожує їх? Там що були маленькі бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы? Це вже за межою звірства. La rândul său, ministrul de externe de la Moscova, Sergei Lavrov, a recunoscut că maternitatea a fost bombardată de ruși, dar, potrivit lui, clădirea instituției medicale a fost de mult ocupată de radicali. Acest родильний дом давно захвачен батальйоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Noaptea trecută, orașul Kharkov a continuat să fie bombardat intens de armata rusă. Doi copii și două femei au murit, doboriți de bombele rusești. 12.000 de militari ruși au murit din 24 februarie. 335 de tancuri au fost distruse, dar și 130 de aparate de zbor și peste 1.100 de mașini blindate de război. În aceste momente, TVR are doi corespondenți de război în Ucraina. Suntem acum în legătură directă cu Alex Costache, care este la Hmelnițk. Alex, bună seara! Regiunea Hmelnițk are hotar comun cu Republica Moldova. Ce se întâmplă acolo în aceste momente?
Bună seara tuturor! Noi suntem acum chiar în sala unui cinematograf din orașul Hmelnitsky, din sudul Ucrainei. Aici sunt primiți refugiații care fug din calea războiului, sunt înregistrați, pot chiar să mănânce aici, apoi sunt direcționați către alte adăposturi din școli și grădinițe, întrucât aici este mai frig. Dar chiar și aici, în sala acestui cinematograf, pot nopta, pot dormi refugiații care ajung mai târziu, între orele de interdicție de circulație pe timp de noapte, între 22 și 7 dimineața. Peste tot aici sunt provizii aduse de oamenii din oraș pentru refugiați. E vorba de haine, de medicamente, de tot felul de produse de mâncare. Dincolo, în sala de lângă noi, oamenii pot lua masa. E vorba de mâncare donată de la cele mai bune restaurante din oraș, ni s-a spus. Noi am fost astăzi la Vinița și mâine ne îndreptăm spre Lviv. Este un oraș din vestul Ucrainei, cel mai aglomerat punct din Ucraina, de aceea ne ducem acolo. Principala poartă de ieșire a refugiaților din țară către Polonia, către țările occidentale. Așa arată acum acest loc care, înainte de război, era o cafenea de artă din Vinița. Astăzi servește drept adăpost ucrainenilor care fug din calea războiului. Copiii nu prea înțeleg ce se întâmplă și poate că e mai bine așa. Cu râsetele lor inocente reușesc să mai taie din îngrijorarea care plutește în aer. Dimitrie și fiul lui Danic, de un an și jumătate, s-au oprit temporar în acest adăpost din Vinița. Gândul lor este să meargă mai departe în România. Tatăl povestește că, din fericire, băiețelului îi plac mașinile și călătoriile, ceea ce le-a ușurat situația în aceste momente dificile. De unde vine? Sunt de la Crivoi Rog și permanent trăiau într-un sistem de alarme, alarme, alarme și au venit încoace la mai aproape de rudele lor. Unde o să merg? O să meargă în partea noastră încolo. Anastasia și copiii ei nu se mai pot întoarce acasă. Povestește cum cecenii au aruncat un pod în aer, iar drumul spre casa lor practic nu mai există. Vin din orașul Pokrov, din regiunea Dnipropetrovsk și au de gând să meargă în Verhovina. Mi-ai spune că de unde au venit ei, în principiu e liniște, dar peste un pod, peste un râu, este Cahovka, unde sunt cecenii. Și când ei astăzi au trecut, deci în urma lor a explodat podul. A fost nevoit să plece din cauza că copiii au început să aibă frică. Ucrainenii s-au mobilizat să-și salveze semenii. Pavel este proprietarul cafenelei transformate acum în adăpost. Le asigură refugiaților o masă caldă și un loc de dormit peste noapte, așa încât a doua zi oamenii să-și poată continua drumul. Este o art cafenea, foarte multe ori lumea venea aici, cineva studia engleza, cineva citea cărți, cineva stătea la o cafea și când s-a început războiul, ei au ajuns la concluzia că trebuie să salveze oamenii, să ajute. Au găsit și niște sponsori care le-au dat și niște bani ca să poată hrăni oamenii aceștia. Într-o altă cafenea din orașul Vinița se întind alte mâini de ajutor celor aflați în nevoie. Proprietarul, fost concurent la MasterChef Ucraina, le oferă refugiaților, voluntarilor sau militarilor ucraineni mâncare și băuturi calde. Oricine poate ajuta este invitat să aducă ingrediente sau preparate care ulterior sunt împărțite. Ca să mai îndulcească puțin aceste zile amare, această tânără coace în fiecare zi brioșe și alte prăjituri pe care le aduce la cafenea. It's my small help us for the situation. Pavlov a fugit din Kiev cu soția și fetița de un an și 10 luni. Au venit la părinți în Vinița, dar drumul până aici a fost lung și obositor, așa că o cafea caldă le prinde bine. Вона ще маленька, вона, слава Богу, ще не розуміє, але ми 3 ночі провели в підземеллі, да. То ку Маргарета. Ку з Маргариткою, звісно. Звичайно. У нас парковка підземна, слава Богу, була. Ми туди заїхали автомобілем і там нічого. Astfel de gesturi oferite de localnici celor porniți pe drumul pribegiei dau speranță și putere. Toți și-ar dori ca războiul să se încheie cât mai curând, iar viața lor să fie la fel ca înainte. Până atunci, printre bombe, gloanțe și alarme antiaeriene, bunătatea tot găsește o cale ca să se strecoare. Ministrii de externe ai Rusiei și Ucrainei, Sergei Lavrov și Dmytro Kuleba, s-au întâlnit azi dimineață în Turcia la prima rundă de negocieri la nivel înalt de la începutul războiului ruso-ucrainean. Discuțiile dintre cei doi oficiali nu s-au încheiat și cu o decizie de încetare a focului.
În Antalya, delegațiile ruse și ucrainene au stat față în față, iar discuțiile, care au durat o oră și 40 de minute, au fost conduse de șeful diplomației turce, Mavlut Cavusoglu. Este prima vizită a lui Sergei Lavrov în străinătate după ce Occidentul a instituit sancțiuni dure împotriva Rusiei, care l-au vizat în mod direct și pe el. În cadrul unei conferințe de presă, Sergei Lavrov a declarat că Rusia vrea ca Ucraina să fie neutră. Cu privire la posibilitatea încetării focului, Lavrov a spus că operațiunea militară specială va continua. Как развивается специальная военная операция, эти оценки дают, во-первых, представители нашего Министерства обороны и самое главное дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом вся операция идет по плану. Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Dimitro Kuleba s-a arătat dezamăgit de lipsa unui progres în urma discuțiilor cu omologul său rus. El le-a spus jurnaliștilor că nu s-a putut conveni o încetare a focului în Ucraina și nici nu a primit o siguranță a coridoarelor umanitare. This meeting was both this conversation was both easy and difficult. Easy because Minister Lavrov basically followed his traditional narratives about Ukraine. Difficult because I did my best to at least find a diplomatic solution to the humanitarian tragedy unfolding in on the battleground and in the besieged cities. Russia is not in a position at this point to establish a ceasefire. They seek a surrender from Ukraine, but this is not what they are going to get. Ukraine is strong, Ukraine is fighting. Părțile au discutat și despre o eventuală întâlnire între președinții Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin, fapt confirmat și de purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov. Cele trei runde de discuții între Kiev și Moscova s-au soldat până acum cu încetarea temporară a focului în unele zone pentru deschiderea unor coridoare umanitare. Rusia este acuzată că a încălcat deseori aceste acorduri. De mai bine de două săptămâni trăim cu spaima războiului din Ucraina. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste 2 milioane de oameni și-au părăsit deja țara, iar majoritatea refugiaților se îndreaptă către Polonia, Ungaria, Slovacia, România și Republica Moldova. Compania Magenta Consulting a realizat un sondaj în care a vrut să afle părerea basarabenilor față de războiul ruso-ucrainean și despre securitatea Republicii Moldova. Rezultatele au fost analizate de colega mea Irina Mihailici, care ne oferă mai multe detalii. Bun găsit! Datele sondajului arată că 61% dintre respondenți consideră că Rusia duce un război cu Ucraina. Restul intervievaților au răspuns că este efectuată o operațiune militară specială de eliberare sau nu au dorit să-și expună părerea. Opiniile basarabenilor sunt împărțite atunci când vine vorba de a susține una dintre țări. Puțin peste jumătate dintre cei întrebați sunt de partea Ucrainei, iar fiecare al cincilea respondent este de partea Rusiei. Sondajul mai arată că fiecare al doilea respondent a exprimat o opinie pozitivă față de modul în care Volodymyr Zelensky gestionează acest conflict. În același timp, doar 25% au atitudine pozitivă față de modul în care președintele rus Vladimir Putin gestionează conflictul. Oamenii au păreri împărțite și atunci când estimează durata războiului. 46% cred că acesta va dura o lună sau mai puțin, iar 22% dintre respondenți presupun că acesta va dura mai mult de jumătate de an. Sondajul arată că basarabenii își fac griji și consideră că acest conflict este un pericol pentru securitatea Republicii Moldova. 45% cred că pericolul este mare, iar 21% cred că e un pericol mai degrabă mare. Sunt și 30% dintre basarabeni ce cred că războiul nu va afecta securitatea Republicii Moldova. În urmă cu o săptămână, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a înaintat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acest pas pentru viitorul european al statului este susținut de 61% dintre respondenți. Studiul companiei Magenta Consulting a fost realizat în perioada 3-5 martie 2022 pe un eșantion de 539 de respondenți, iar marja de eroare este de plus minus 4,2%.
Producătorii de mere din Republica Moldova sunt la un pas de faliment din cauza războiului ruso-ucrainean. De ce nu-și mai pot exporta producția în țările ce se ia, aflați peste câteva momente în telejurnal. Republica Moldova va primi un ajutor de 120 de milioane de dolari pentru a gestiona criza umanitară provocată de războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. Reprezentantul oficiului înaltului comisariat al ONU pentru refugiați în Europa Centrală s-a arătat profund impresionat de ajutorul oferit până acum de Republica Moldova refugiaților ucraineni. Oficialul ONU a anunțat despre acordarea unui prim ajutor atât pentru autorități cât și pentru voluntarii din Republica Moldova care îi sprijină pe refugiații ucraineni. Many actors, many UN agencies like UNHCR, the International Organization of Migration or UNICEF are now in the moment active to implement programs. This is just the beginning. More has to be done because we know it cannot be always volunteers and we also know the governmental resources are limited, so we need and it will come and we promise you more activities and support is coming. Moldovans who are hosting Ukrainians, we also want to support. Secretarul general al guvernului Dumitru Udrea a declarat că mecanismul de import al donațiilor pentru refugiați făcute de către persoanele fizice aflate peste hotare va fi simplificat. Decizia a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale. Astfel, donațiile vor fi aduse la postul Vamal Leușeni, la depozitul gestionat de către instituția publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe. Persoanele fizice vor declara lotul de mărfuri prin intermediul formularului tipizat. Mărfurile vor fi transmise Ministerului Muncii și Protecției Sociale spre repartizarea beneficiarilor. Serviciile de vămuire vor fi efectuate gratuit. Începând de astăzi, primăriile din Republica Moldova vor putea deschide centre de plasament temporar pentru refugiați cu acordul Agenției Naționale pentru Asistență Socială. În prezent, în Republica Moldova se află peste 132.000 de refugiați din Ucraina. Peste 100.000 din aceștia sunt cetățeni ucraineni. Oamenii din întreaga lume continuă să fie solidari cu cei care fug de ploaia de gloanțe și de bombardamente din Ucraina. Peste 7 tone de ajutoare umanitare au fost aduse de către voluntarii Centrului de Cercetare în Educație din România la Vama Utaci. Au parcurs sute de kilometri pentru a oferi o mână de ajutor refugiaților care urmează să ajungă la București, acolo unde vor decide încotro merg mai departe. Ovidiu Ciutescu este șeful local al centrului Lupi Ager Popești Leordene din România. Voluntarul spune că a venit împreună cu alți colegi pentru a treia oară la Vama Utaci. Au adunat alimente, plăpumi și alte produse de primă necesitate. La întoarcere urmează să transporte gratuit spre București 56 de refugiați. Printr-un efort colectiv făcut de copiii pe care avem noi în centrul nostru, părinți și alți oameni de bine, a reușit să aducem peste 1,5 tone de alimente de strictă necesitate, pături, fulare, căciul, medicamente și produse de igienă. Am venit și cu un autocar, după cum puteți vedea, de aceasta de 56 de locuri. Sperăm că cu oamenii pe care îi luăm astăzi să ajungem la un număr de 120-130 de persoane pe care noi, cercetașii România, reușim să le salvăm din ghearele războiului. Refugiații ucraineni care tranzitează Republica Moldova prin Vama Otaci vin preponderent din Kiev, Harkov, Vinița și Hmelnițk. După 2 săptămâni de război, oamenii spun că, deși au ajuns în locuri sigure, îi macină incertitudinea în privința zilei de mâine. I-au lăsat în urmă pe cei dragi și acum sunt nevoiți să o ia de la zero. Трьохетажний дом, квартира, я не знаю, там в каком оно разбомблено или нет, шок и все, звери. Разбомбили у нас в Харькове, вот такой красивый город, только его сделан как конфета. Весь центр города разбомбили, больницы. У меня мама осталась в Киеве, она не захотела оставлять бабушку. Пока что сама здесь. Вещи на первое время. И куда вам дальше? Мы в Турцию. Вот у меня друг, у него мама в Турции. Мы туда. Мы верим, что все это закончится. Страшно так? Очень. У вас есть дверь, да? Очень. Это не передать. Никто вообще не готов к этому. Никто не... Ну, нормальный человек это не может спокойно воспринимать. Очень страшно. Выехать было очень сложно.
Вчера уже люди некоторые, которые пытались выехать, их обстреляли. Кто-то подрывается на минах. Выехать очень сложно. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a reiterat că autoritățile de la București vor oferi sprijin constant și resurse pentru a gestiona criza refugiaților ucraineni ajunși în Republica Moldova. După 2-3 zile de la declanșarea războiului, autoritățile locale din România s-au mobilizat, au venit cu 17 tone. Un prim transport de asistență umanitară, să fim înțeleși, așa. Pentru că vor mai urma și altele. Guvernul României a decis duminică să aloce Republicii Moldova o cantitate impresionantă de benzină, motorină și păcură pentru benzina și motorina vor fi folosite pentru alimentarea autoturismelor. De la începutul războiului din Ucraina, peste 300.000 de refugiați au trecut frontiera cu Republica Moldova, iar a treia parte dintre aceștia au hotărât să rămână aici. Miliardarul Elon Musk va oferi internet gratuit refugiaților ucraineni care intră pe teritoriul Republicii Moldova. Serviciul Starlink al companiei SpaceX va fi gestionat în parteneriat cu Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică și Societatea pe Acțiuni Mold Telecom din Republica Moldova. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale. Compania va avea dreptul de a presta servicii de internet prin derogarea de la procedura ordinară de acreditare. Guvernul Elveției oferă o mână de ajutor ucrainenilor care s-au refugiat în Republica Moldova. Autoritățile elvețiene își propun să gestioneze criza umanitară generată de războiul ruso-ucrainean și donează produse de primă necesitate, saltele, pături călduroase și echipamente de bucătărie. Pentru ca Republica Moldova să facă față mai ușor valului mare de refugiați ucraineni, guvernul Elveției s-a solidarizat și a venit în ajutor. Am fost foarte impresionat pentru cum moldovenii și autoritățile din Moldova au răspuns, în care manera generozitate ați răspuns. Majoritatea ucrainenii sunt în casa moldovenilor. Așa solidaritatea este important ca guvernul elvețian și alte țările. Avem solidaritatea cu dumneavoastră. Un lot cu 20 de tone de produse destinate refugiaților a sosit ieri din Elveția. În continuare, aceste produse donate de guvernul Elveției vor fi repartizate în cele peste 90 de centre de plasament improvizate din Republica Moldova. Ajutorul constă în special în saltele, pături, dar și alte lucruri de primă necesitate pentru refugiații ucraineni. Sunt spații, dar nu sunt suficiente saltele și atunci noi, dacă o să punem saltele suplimentare, vom putea să găzduim mai mulți refugiați. Noi avem nevoie de toate aceste produse pentru ca să ajutăm centre de plasament. În acest moment sunt 93 de centre de plasament autorizate de Agenția Națională de Asistență Socială. Potrivit autorităților, în prezent, Republica Moldova are capacitatea de a găzdui încă cel puțin 15.000 de refugiați ucraineni. Noi avem la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale un depozit la Vatra în care donațiile care vin pe adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale sunt sortate și trimise către centrele de plasament. În funcție de cum va evolua situația în Ucraina, guvernul Elveției se angajează să fie alături de cetățenii ucraineni, sprijinându-i cu produse sau, în caz de necesitate, chiar și financiar. Producătorii de mere din Republica Moldova sunt la un pas de faliment. Din cauza războiului ruso-ucrainean, aceștia nu-și mai pot exporta producția în țările CSI. Fermierii nu au piețe alternative, iar o parte dintre ei nu-și pot obține banii pentru fructe vândute din cauza sancțiunilor impuse băncilor din Rusia și prăbușirii rublei. În prezent, în depozitele din Republica Moldova sunt peste 120.000 de tone de mere. Alena Mandate are peste 60 de hectare de livadă superintensivă de meri în raionul Florești. Anul trecut a cules 2000 de tone, iar jumătate din recolt a exportat în Orientul Mijlociu. Restul urma să ajungă în țările CSI, dar stă cu merele în depozit. Astăzi noi ne-am pomenit cu soiurile de mere care nu le putem exporta pe alte piețe decât pe piața tradițională care a fost de ani de zile, cea rusească, din cauza costurilor foarte mari a noilor trasee de logistică care se ridică pentru un camion la circa 10.000 de dolari și doi, cursul care s-a devalorizat rubla în Rusia. Prețul, deci, final de vânzare pe această piață se ridică doar la 1 leu.
Fermierii care au exportat mere în Federația Rusă se tem că nu vor mai obține banii pentru fructele vândute. Bătaia asupra Rusiei va fi destul de dură din partea Occidentului și atunci inflația o să iasă sub control. Eu mă tem că peste o lună nu va fi nicio bancă de Rusie care va putea transfera. O soluție ar fi exportul pe piețe alternative, pe cale maritimă prin Constanța, dar și aici exportatorii întâmpină dificultăți. Dacă aveți produs calitativ, încărcați în camion frigorific, îl trimiteți în Constanța și acolo se transbordează. Dar este altă problemă foarte mare, este ambalajul specific, care, din păcate, furnizorii noștri din Ucraina sunt acum blocați. Unii se gândesc să livreze merele la fabricile de procesare din Republica Moldova. Chiar și așa există riscul că nu își vor putea scoate cheltuielile. Toți cei care sunt aici suntem milionari de credit. În caz de ceva, noi rămânem pe drumuri la bătrâneți. Eu aș spune că la motorină, un acțizul cealaltă care îl plătește la stat, cumva să ne-l întoarcă pentru lucrările de agricole, 100 de litri la hectar. Fermierii cer să fie scutiți de la plata impozitelor pe venit pentru 2021 și 2022, iar pentru a relua exporturile pe un nou traseu să fie făcut un coridor verde cu România, pentru ca produsele perisabile să nu stea câte 3-4 zile în vamă. Pe Ucraina, de grabă, nu o să fie rezolvată întrebare, toate podurile sunt distruse, dați într-adevăr să ne axăm, măcar pe întrebările astea. Autorizați și ieșire din Moldova, trece la România. Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe Moldova Fruct caută soluții pentru a identifica potențialii parteneri pe piețe alternative, inclusiv din Uniunea Europeană. Suntem în discuții cu parteneri din Orientul Mijlociu și deoarece portul Odessa este închis, acum noi exportatorii își reorientează către portul din Constanța. Am lansat chiar și un program urgent de suport, urgent pentru producătorii care vor să încerce noi destinații, noi clienți. Nu stăm pe loc, deci reacționăm rapid la toate lucrurile. O să informez conducerea ministerului, inclusiv premier-ministru, despre situația care este. Noi am mai avut situații, deci am ieșit din ele și socot că și acum o să găsim o soluție. În prezent, în depozitele din Republica Moldova sunt peste 120.000 de tone de mere. Doar un sfert din această cantitate va fi consumată pe piața internă. Câteva tone urmează a fi livrate și către centrele de plasament pentru refugiații din Ucraina. Veste proastă pentru cei care nu-și plătesc impozitele și ascund banii în conturi din străinătate. De ce vor putea fi mai ușor depistați de Serviciul Fiscal de Stat? Vă spunem puțin mai târziu în telejurnal. După ce astăzi motorina s-a scumpit cu aproximativ 2 lei, iar benzina cu aproape 1 leu, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat pentru mâine noile prețuri plafone. Șoferii din Republica Moldova vor plăti pentru un litru de motorină cu aproape 80 de bani mai mult, iar pentru benzină cu 40 de bani. Un litru de benzină va costa mâine 27 de lei și 8 bani, cu 40 de bani mai mult față de astăzi, și motorina se va scumpi cu aproape 80 de bani și se va vinde cu 25 de lei și 80 de bani. De la începutul anului, benzina s-a scumpit cu aproape 7 lei, iar motorina cu 9 lei. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică precizează că războiul din Ucraina are un impact semnificativ și asupra prețurilor la petrol. Doar în ultimele 14 zile, prețul la burse a crescut la motorină cu peste 500 de dolari pentru o tonă și cu peste 270 de dolari pentru o tonă de benzină. Este cea mai accelerată creștere înregistrată pe piața produselor petroliere. Reprezentanții ANRES spun însă că, în comparație cu zilele precedente, azi se atestă o descreștere pe piața internațională a cotațiilor la țiței și a prețurilor la produsele derivate. Aseară, țările OPEC au scăzut cu 17% prețul petrolului după ce au decis să majoreze volumul producției, în condițiile în care din ce în ce mai multe țări refuză să cumpere petrol din Rusia. În caz că tendința se va menține, urmează și scăderea prețului la pompă. Autoritățile dau asigurări că sunt suficiente stocuri de carburanți. Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova a mai blocat 3 site-uri care publicau informații false ce instigă la ură și război. Este vorba despre flux.md, iurieroșca.md și roșca.md, portaluri care aparțin fostului deputat Iurie Roșca. Decizia vine după ce Roșca a îndemnat oamenii printr-o înregistrare video, cităm, să se roage pentru continuarea războiului și pentru victoria Rusiei lui Putin,
împotriva globalismului satanist. Procuratura Generală s-a autosesizat și a menționat că declarațiile lui Roșca vor fi examinate în cadrul unui proces penal. Anterior, SIS-ul a blocat alte trei portaluri din Republica Moldova care distribuiau materiale cu opinii orientate spre justificarea războiului. Este vorba despre Sputnik.md, GagauzNews.md și RTA.md. Comisia Electorală Centrală a amânat alegerile locale noi care urmau să aibă loc în 15 mai în 10 localități din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată în urma declarării stării de urgență instituită în Republica Moldova după izbucnirea războiului ruso-ucrainean. În 15 mai urmau să aibă loc alegeri în localitățile din raioanele Orhei, Rezina, Soroca, Drochea, Strășeni, Fălești, Călăraș, Râșcani și Căușeni. Comisia Electorală Centrală a precizat că imediat după ridicarea stării de urgență va stabili o altă dată pentru organizarea scrutinului în localitățile vizate. Veste proastă pentru cei care nu-și plătesc impozitele și ascund banii în conturi din străinătate. Astăzi, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat un acord care va permite Serviciului Fiscal de Stat schimbul automat de informații privind conturile financiare la alte persoane. Peste 1000 de state sunt partea acestui acord. Aderând la acest acord multilateral, autoritățile de la Chișinău vor avea acces la conturile din străinătate a cetățenilor din Republica Moldova, care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor. Schimbul de informații va conține numele persoanei, adresa, codul fiscal, numărul contului și soldul. Autorii proiectului cred că astfel vor reduce economia subterană și vor veni și bani la bugetul de stat. Ratificarea acordului menționat va permite Republicii Moldova să efectueze schimbul de informații privind conturile financiare cu jurisdicțiile semnate la nivelul standardului de convenit de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în scopul combaterii fenomenului evaziunii fiscale. Este mai degrabă un pas care duce spre integrare mai profundă cu sistemele financiare bancare, în primul rând europene, iar fiscul pe de altă parte va avea acces la mai multe astfel de tranzacții și dacă nu există un acord de evitare impozitării duble cu anumite state bilaterale, poate servi drept motiv pentru a impune fiscal acele persoane care obțin diferite venituri nedeclarate. Atunci când cetățenii moldoveni își vor da seama că nimeresc în vizorul fiscal, va fi mai popular transferurile cash. Autoritățile vor avea acces la informațiile financiare din luna septembrie 2023. Urmează să fie perfectată și o listă a statelor cu care va fi realizat în mod automat schimbul de informații. Până în prezent, la acordul multilateral au aderat 114 state. După pandemia de COVID-19, turismul primește o nouă lovitură. Din cauza războiului din Ucraina, agențiile de profil din Republica Moldova sunt din nou în prag de faliment. Reprezentanții acestora spun că au anulat cele mai multe rezervări pentru că acum cetățenii nu mai au chef de vacanțe. Directorii agențiilor de turism spun că odată cu începerea războiului, cetățenii Republicii Moldova au părăsit stațiunile din Ucraina unde își petreceau vacanța. Chiar dacă mulți oameni solicită foi turistice pentru a se odihni în România, în prezent agențiile de turism nu le pot satisface această dorință. În Bucovel, în noaptea când s-a început războiul, deja persoanele care le-am avut acolo în vacanță au reușit să întoarcă în timp util sau la limită în Republica Moldova. Și pentru România am suspendat toate excursiile și tot ce am plănuit pentru anul ăsta. Cu toate că primim zilnic apeluri despre excursii în România, este practic imposibil să le organizăm așa cum le putem noi face, fiindcă se stea foarte mult la frontieră. 6-7 ore de obicei și asta afectează în primul rând calitatea excursiei pe care o putem oferi noi. Deja de 2 săptămâni este un deja vu, ca și perioada din început de COVID.
practic cererile s-au oprit, avem doar câteva cereri pe zi legate de biletele avea, la fel majoritatea pentru refugiați. Mai era încă o lună odihnă în Ucraina, în Bucovel, s-a stopat tot. În ultimele două săptămâni de când a început războiul nu avem niciun contract semnat, comparativ cu luna trecută, sub 100 de contracte. O altă problemă a survenit după închiderea spațiului aerian pentru o perioadă de două luni, iar în aceste condiții nu mai pot fi operate zboruri aviatice spre țări precum Egipt sau Emiratele Arabe Unite. Am avut zboruri în Egipt, zboruri anulate, la fel turiștii au făcut o pauză de la rezervări pentru că este o incertitudine, turiștii așteaptă și ei o soluționare a conflictului dat, suntem și noi în oarecare zonă de risc. Reprezentanții agențiilor de turism așteaptă să se încheie războiul, iar până atunci încearcă să atragă clienții oferindu-le posibilitatea de a-și petrece vacanța în locuri pitorești din Republica Moldova, așa cum s-a întâmplat la începutul pandemiei. O să propunem în Republica Moldova, iarăși să reactivează turismul intern și dacă o să fie un pic mai lejer la frontieră, o să încercăm din nou să ne deplasăm în România, fiindcă totuși este o altă zonă de siguranță, România este stat membru NATO, și acolo nu există atâta panică cât este acum Republica Moldova. Pentru foarte multă lume s-a activat un instinct de conservare, respectiv la majoritatea din cei care iubeau și doreau să călătorească, acum sunt și ei în repaus. Directorii agențiilor de turism spun că au prelungit între timp perioada de rezervări la prețuri mai mici pentru destinațiile de vacanță din Europa, precum Grecia sau Bulgaria. Acordul privind ajutorul nerambursabil în sumă de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova a fost ratificat astăzi de către Parlamentul de la Chișinău. Documentul are o valabilitate de 7 ani de la data intrării în vigoare și poate fi prelungit cu 3 ani. Acordul a fost semnat în februarie în cadrul ședinței comune a guvernelor Republicii Moldova și României. Cele 100 de milioane de euro vor fi investite în special în dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale. Primăriile vor putea accesa banii din fondul programului Sat European. Au fost stabilite domeniile, sectoarele unde aceste fonduri pot fi canalizate cu un obiectiv final, creșterea bunăstării cetățenilor noștri. Preponderent, aceste proiecte vor fi îndreptate în regiunile țării, în satele din Republica Moldova, pentru ca această asistență să ajungă la fiecare cetățean. Și în special pentru drumuri, apeducte, canalizare, iluminat stradal, echipamente medicale, securitate energetică și altele. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a declarat într-un interviu că Republica Moldova este, cităm, cel mai fragil vecin al Ucrainei și are nevoie de sprijin și de finanțare europeană. Ministrul a reiterat faptul că Republica Moldova condamnă agresiunea rusă asupra cetățenilor ucraineni. Popescu precizează că nu sunt îngrijorări de escaladarea situației în zona noastră, întrucât Republica Moldova este o țară neutră. Ministrul de Externe Nicu Popescu a precizat în interviul acordat unei agenții de știri din România că este foarte important să ancorăm Republica Moldova în spațiul european. Acum este nevoie însă de susținerea partenerilor din UE pentru a face față numărului mare de refugiați din Ucraina. Avem nevoie urgent de continuarea, evident, a ajutorului umanitar oferit refugiaților, dar avem nevoie și de fonduri pentru a continua să ajutăm cetățenii noștri să limităm impactul negativ major al acestui război asupra economiei noastre, asupra societății noastre, asupra prețurilor la resursele energetice și avem nevoie urgent de mecanisme de realocare a refugiaților. Nicu Popescu a reiterat că Republica Moldova sprijină o soluție diplomatică cât mai rapidă și o încetare a acestui război dus de Rusia împotriva Ucrainei. Mai mult ca atât, ministrul de externe declară că conflictul ruso-ucrainean nu ar trebui să afecteze Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova se pregătește pentru întreg spectru de scenarii. Am făcut acest lucru de mai multe luni. În același timp, reieșim din faptul că Republica Moldova este un stat neutru și nu există absolut niciun motiv pentru a atrage Republica Moldova în această degradare a situației regionale.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a avut astăzi o discuție telefonică cu David Price, membru al Congresului Statelor Unite ale Americii și copreședinte al Grupului de Sprijin Politic pentru Republica Moldova. Cei doi au discutat despre provocările apărute odată cu declanșarea războiului în Ucraina și atenuarea crizei umanitare în Republica Moldova, întrucât găzduim cel mai mare număr de refugiați din regiune raportat la totalul populației. Copiii din familiile nevoiașe din Republica Moldova vor putea învăța online datorită tabletelor oferite de Guvernul României. Câți dintre ei beneficiază de această donație, aflați puțin mai târziu în telejurnal. Parlamentul de la Chișinău a ratificat astăzi acordul pentru construcția podului peste Prut, ce leagă localitățile Ungheni din Republica Moldova și România. Podul va avea o lungime de 261 de metri și urmează să fie construit în 2-3 ani. Valoarea totală a lucrărilor este de circa 40 de milioane de euro, iar partea română și-a asumat toate cheltuielile de construcție. Autoritățile susțin că după ce va fi gata, podul, călătoria de la Ungheni până la Iași, va fi mai scurtă cu 35 de minute. Prin acest proiect se va interconecta infrastructura rutieră între state prin autostrada Târgu Mureș Iași-Ungheni, denumită generic Autostrada Unirii. Deputații au votat modificările la codul vamal și vor permite importul pieselor auto uzate în Republica Moldova. Excepții vor face doar componentele din sistemul de frânare și de direcție. Autorii legii spun că noile modificări vor elimina contrabanda, va fi asigurată o concurență loială și totodată vor oferi o nouă sursă de venituri la bugetul de stat prin aplicarea impozitelor și taxelor vamale. În Chișinău s-a deschis primul centru pentru copiii cu boli genetice rare și autism. Specialiștii vor ajuta micuții să-și depășească condiția și limitele impuse de afecțiunile lor. Concentrarea unei game largi de servicii într-o singură instituție este în beneficiul micilor pacienți, dar și a părinților. Ioan. Ioan, și câți ani ai? 11 ani. 11 ani. Unde înveți, Ioan? La școală. Cum se numește? Liceu teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă. Ionel are 11 ani și este elev în clasa 4-a. El suferă de o boală genetică rară, dar poate duce o viață aproape la fel ca a celorlalți copii. Părinții lui au investit multă afecțiune, grijă, dar și bani pentru sănătatea lui. În urmă cu 6 ani s-au mutat din Soroca la Chișinău, doar pentru a avea acces la mai multe servicii pentru copiii cu nevoi speciale. Uitându-mă în urmă peste ani, mă gândesc că nici nu știu de unde am luat eu banii aceia pentru terapiile care le-a făcut el zi de zi, că noi, când nu aveam locuință în Chișinău și veneam, ne costa în jurul la 10.000 de lei pe lună. Ei cu un grad sever, bine, de primesc 1.500 de lei o pensie, nu poți să-ți permiți să faci terapii. Părinții sunt de acord că dacă nu ai bani suficienți în Republica Moldova, privești neajutorat la copilul tău. Serviciile specialiștilor pentru astfel de probleme costă mult. Iar Arina are 7 ani și este în clasa 1. Merge la o școală obișnuită. Noi anul acesta am descoperit că îi place foarte mult să deseneze. Ei, tot timpul îi plăcea să deseneze, ea desena pe pereți, așa cum putea ea. Dar noi am dat-o la o școală cu o profesoară foarte, foarte bună, foarte talentată și ea a ajutat-o să-și descopere talentul. Poate nu spune poezii foarte bine, dar desenează. La centrul deschis astăzi, copiii vor avea activități specifice corespunzător vârstei. Ei vor fi îndrumați de kinoterapeuți, logopezi și psihologi. Fondatorii caută soluții și sursa de finanțare pentru ca părinții să achite cât mai puțin pentru serviciile de care vor beneficia copiii. Ne propunem, uite, copilul merge pe vârfuri. Îl reeducăm să meargă pe
pe toată talpa. Sunt exerciții speciale pentru talpă, sunt masaj, kinito, stretching corporal. Fiecare copil, fiecare diagnoză este abordat mai special. Atunci când ai un copil special, vorbesc și din propria experiență, având un copil diagnosticat cu sindromul Down, provocările evident că cresc și e foarte dificil să împletești statutul de mamă cu statutul de îngrijitor personal al copilului. Însă pentru o dezvoltare eficientă a copilului este necesar o serie de terapii care, de la care tu pauze nu poți lua. Din păcate, la noi în țară există o cerință destul de mare pentru astfel de centre și prezența lor cu siguranță aduce niște servicii sociale de calitate în familiile care au nevoie. În Republica Moldova se nasc anual circa 30-40 de copii cu boli rare. Tabletele oferite de Guvernul României au ajuns la elevii din familiile nevoiași din Republica Moldova. Astfel, acești copii vor putea învăța online. La Glodeni, gadgeturile au fost înmânate de Consulul General al României la Bălț, Petrișor Dumitrescu. Guvernul României, prin ROAID, donează 606 tablete în valoare de 100.000 de euro pentru toate raioanele din Republica Moldova. Aceste tablete vor fi împărțite de către raioane copiilor care nu au avut posibilitatea să se logheze în timpul pandemiei la cursurile online. Tabletele vor fi donate familiilor cu 3 și mai mulți copii, celor monoparentale sau care au venituri ce provin exclusiv din ajutoare sociale sau remitențe. Și rămânem cel mai onest partener al Republicii Moldova în a sprijini bunul parcurs al Republicii Moldova în Uniunea Europeană și noi, prin tot ceea ce am făcut și prin aceste tablete, încă o dată arătăm că ne pasă de Republica Moldova. Aceste tablete vor merge în familii cu mai mulți copii și, cu siguranță, membrii familiei sau ceilalți copii din familie vor putea să folosească aceste tablete în interes instructiv educativ. Tabletele oferite de Guvernul României vor ajunge în toate raioanele din Republica Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistrană. Vreau să vă spun că aceste tablete vor ajunge cu siguranță la copiii care au fost selectați cu foarte mare prudență. Acești copii au necesitate cea mai mare pentru aceste tablete ca să fie conectați la orele online care s-au petrecut și se vor mai petrece dacă va fi necesitate. Ne bucurăm că în perioada 11-25 februarie, 11 martie, am putut să fim alături de Ambasada României pentru a distribui mai mult de 600 tablete pentru copiii din Republica Moldova. Deci au fost distribuite în toate raioanele Republicii Moldova și perspectiv ne bucurăm că putem veni ca un suport în educația copiilor din Republica Moldova. Donația a fost făcută la scurt timp după ce la Chișinău s-a desfășurat a cincea ședință comună a guvernelor României și Republicii Moldova. În timpul reuniunii, cele două executive au semnat un nou acord de asistență financiară nerambursabilă din partea României în valoare de 100 de milioane de euro, care vor fi acordați Republicii Moldova. Au fost semnate și alte acorduri prin care România s-a angajat să sprijine parcursul european irreversibil al Republicii Moldova. Să vedem în continuare principalele cotații valutare stabilite de Banca Națională pentru vineri, 11 martie. Dolarul american se va cota la 18 lei și 37 de bani, cu un ban mai mult. Se scumpește și moneda europeană, care va costa cu 14 bani mai mult și va avea valoarea de 20 de lei și 28 de bani. Leul românesc se va cota la 4 lei și 9 bani. Hrivna ucraineană va costa 60 de bani și rubla rusească 14 bani. Iar pe final să vedem și datele despre vreme. Bine v-am regăsit! Temperaturile din Republica Moldova continuă să scadă și momentan nu discutăm despre primăvară. La noapte se întorc ninsorile, iar în toată țara o să ningă și mercurul din termometre continuă să coboare destul de mult sub 0 grade. În raioanele din nord se vor înregistra minus 9, chiar minus 10 grade, iar în sud, la Cahul, vor fi minus 4 grade. Mâine rămân nori în peisaj, așadar o să ningă în toată țara, fără nicio excepție. Temperaturi pozitive vor fi doar prin unele zone, iar la Soroca vedem că la orele amiezii se vor înregistra minus 3 grade.
În capitală urmează o noapte rece cu zăpadă cât cuprinde, iar în centrul orașului termometrele vor indica minus 5 grade. Mâine, ninsoarea, să știți că nu se oprește, iar la prânz vor fi doar 2 grade cu plus în termometre. Și în România este ger, norii nu se risipesc, iar prin regiunile sudestice și pe la munte o să mai ningă din când în când. Atât despre vreme, sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc că ne urmăriți. Să ne revedem cu vreme mai bună și vremuri liniștite. Pe curând! Telejurnalul a ajuns la final. Doamnelor, domnilor, știrile noastre le găsiți și pe tvrmoldova.md sau pe pagina de Facebook. Rămâneți aproape, imediat începe emisiunea Punctul pe azi. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. La revedere!